Sau am vorbit prea mult și nu mi-ai nimic răspuns. Ce se va întâmpla cu proiectul ăsta? Și eu mă întreb. Când am pornit proiectul ăsta, știți cum am pornit? Într-o zi după ce am dat un interviu pentru un job care era super tehnic, bine, eu copywriter, plecată din jurnalism, marketing, PR, încercam să scriu pe IT. Artificial Intelligence, primul robot Sofia, primise cetățenie, eram, Doamne, în ce univers am ajuns, am materializat, zic, nu se poate. Și la sfârșitul zilei în care, da, eram capabilă, mi-am făcut treaba, am luat job-uri, nu era ca și cum n-aș fi putut, dar mă simțeam foarte pustiită și foarte dezrădăcinată și dezumanizată. Toată ziua căutasem în baze de date, scrisesem chestii și mi se părea așa că totul se depărtează de mine și că de unde eram eu în contact cu oamenii înainte și cum știam față în față, acum să mă duc să stau închis într-un birou cu un laptop și să lucrez pentru un client, pur și simplu nu avea sens. Și m-am dus ca să mă convinc că nu are sens, că uneori nu ne ascultăm intuiția, dar a fost bine că m-am dus pentru că altfel aș fi rămas așa cu semne de întrebare cât să mă învăț să nu mi le mai pun apoi. Și între timp, bineînțeles, din seara aceea, am început să arunc vorbe în stânga și în dreapta, că eu vreau să cunosc oameni despre care vreau să scriu povești, nu știam pe ce o să le pun, nu știam cum o să fie. Și într-o săptămână mi-am făcut singură un site, mi-am făcut singură pagina de Facebook, aveam deja primele două povești înregistrate, începeam să tot contactez oameni. La început m-am gândit cât mai multe, adică o să vină câte vin, atâtea punem. El fiind și un proiect de voluntariat și mai avem și o persoană, Oana Nechifor, prietena mea, care mă ajută cu filmări și fotografii, că am vrut să fie totul cât mai credibil și pe site să găsești și filmulețe și poze, așa. La un moment dat și ritmul era foarte alert și oamenii spuneau, dacă scrii pe lună, chiar n-apuc să le citesc pe toate și atunci am redus la una pe lună, una, două pe lună, dar în principiu una. Și am mers așa câteva luni. În octombrie anul trecut l-am început, deci este BBA, i-am tăiat moțul pe 27. Și la un moment dat, tot văzând că oamenii scapă informația, cum spuneam și la început, și că proiectul totuși a continuat timp de un an, nu știu cum, s-a dus, am zis, haide să facem un pas mai departe și să punem aceste povești, primele 10, într-o carte. Noi continuăm, adică mai sunt povești care au mai apărut de când am dat manuscrisul la editură și o să mai fie. Și, da, ce facem? Continuăm proiectul, publicăm lunar cât se poate o poveste. Am încercat să atragem oameni din categorii diferite, adică am căutat cât se poate până la un punct să nu fie poveștile similare, subiectul de bază, să fie din diverse problematici, ca mult mai multă lume să rezoneze. Dacă ia cartea din cele 10, cumva să aibă mai multe șanse să se oglindească într-o latură. Și asta e ce încercăm să facem și în continuare, dar vom mai reveni la anumite problematici, pentru că e firesc, ele se repetă în viață, nu se întâmplă doar unei persoane. Dar cât se poate am acoperit subiecte diferite. O să avem în continuare abordări de la persoane care au trecut prin probleme diferite și care au reușit să iasă din asta sau să nu se oprească. Sperăm să urmeze și alte volume și alte lansări. Ne-am dorit să facem o serie de povești, să nu fie doar acestea 10, dar sigur că viața ne va arăta dacă râde de noi sau nu. Și momentan avem un partener pe partea juridică, Asociația Excelență pe Portativ. Nu am înființat încă o entitate juridică strict pentru proiect, pentru că nu știam exact unde o să ducă și eu, ca și Liviana, am zis, hai să lasă visele, că sunt suficiente așa. Dar mă gândesc la aspectul acesta în ultima vreme și că dacă vreau să trec mai mult și pe partea de înființare a unui centru de suport emoțional, clar va trebui să atrag fonduri și pentru asta este nevoie de un alt tip de abordare și de alte acțiuni, inclusiv caritabile, inclusiv de mediatizare și așa mai departe. Mie îmi place să vină lucrurile organic și natural. Cred că oricât îmi pun în cap, dacă ele nu sunt din același pază, nu se așează. Așa că sunt deschisă și în același timp depun eforturi pe partea mea să duc proiectul mai departe, dar am învățat să fiu flexibilă și să-i dau voie și lui să se ducă în ce direcții dorește, pentru că, cum am spus, au fost aspecte la care nu m-am gândit într-o mie de ani
cel puțin că o să stăm câteva ore împreună și în București și în Iași, o să plângem și o să râdem și o să ne conectăm unii cu alții și da, îmi doream asta, dar nici eu nu vizualizasem cum va fi când se va întâmpla sau cât de intens va fi. Și mai ales că au fost persoane care ulterior mi-au scris că au citit cartea și au fost ajutate sau că li s-a părut foarte inspirațională o poveste și că mi se pare foarte, foarte fain proiectul. El de-abia de acum, cred, începe să fie cunoscut, pentru că n-am băgat deloc în promovare absolut nimic. Adică tot ce am promovat a fost așa, experiența noastră împreună. Și tind să cred că va fi un proiect în care ne vom cunoaște tot mai mult și vom mai fi împreună din când în când. Asta e ce sper eu. Viața, vedem unde ne duce. Cum se numește site-ul? Sunnyting, cum se aude? Sunnyting.com. Este și pe Google, dacă dați sau după numele cărții sau după numele meu găsiți. Pe Facebook, Sunnyting Project. Project. Dar are hashtag-uri, are de toate, adică îl găsiți. Mai ales după evenimentele de la aici, de la București, a apărut mai mult. Sunt acolo date de contact, sunt puse numere de telefon, adrese de e-mail, dacă vreți să împărtășiți ceva, dacă nu îndrăzniți acum să întrebați ceva, o să puteți face asta în privat, fără nicio problemă, sau dacă vreți să ajutați o persoană din experiența voastră, contactați-mă și rezolvăm. Sunt deschisă și oportunităților, deci proiectul cu siguranță va continua, rămâne de văzut în ce direcții se va mai duce. O întrebare mai am. Fiecare persoană care a vorbit în seara aceasta a menționat că la un moment dat a simțit nevoia să scrie. Sunt curioasă dacă fiecare dintre dumneavoastră ați avut opțiunea asta pentru că, într-un fel, și Nicoleta v-a adus la oaltă având aceeași pasiune, sau dacă pur și simplu scrisul e o formă mai încărcată sau nu știu, sau care descarcă mai mult decât orice altă formă de comunicare. E terapeutic. Mă gândesc că sunt multe forme de comunicare, scrisul fiind una dintre ele. Poate un fotograf se exprimă mai ușor prin fotografie, dar ăsta e expertul. Ea este expertul, da. Da, scrisul e terapeutic cu siguranță și nu doar că descarcă emoții, dar te ajută să-ți clarifici foarte tare lucrurile tu cu tine. De multe ori avem senzația că avem o poveste sau că avem ceva de spus sau că totul e mintea noastră. Știu, am 3 cărți în cap. Până nu te apuci să pui primele cuvinte pe hârtie, nu se întâmplă. Iar în momentul în care procesul ăsta începe, el o să înceapă superficial. E ceea ce se cheamă scara abstractivității. Avem tendința să tragem concluzii, să vorbim în termen general, să ne ducem spre finalul experienței și să uităm punctul de plecare. E, scrisul ne ajută să ne ducem acolo, în profunzime. Știi? Să luăm fiecare treaptă pe rând, să ne punem întrebări, să ne dăm explicații și să atingem punctul ăla în care probabil că altfel ne-ar fi mult mai greu să ajungem. Scrisul ajută, da, cu siguranță scrisul ajută. Nu doar pentru că te ajută să spui povestea mai departe, te ajută să cauți în tine și să explorezi zone pe care probabil că altfel n-ai putea să le atingi. Altfel n-ai putea să le atingi. Eu pot să spun din experiența mea cu ONG-ul, organizația EMA. Am creat un site foarte bogat cu foarte multe articole, chiar vă rog să intrați să citiți. Am creat și un forum unde mamele pot să interacționeze. Mă rog, acum din ce mai puțin pentru că prin Facebook-ul este mult mai facil, ceea ce este păcat pentru că pe forum era o atmosferă mult mai caldă, mai intimă, mai plăcută. Dar ce pot să spun că mamele au acolo fiecare o poveste a ei. Intrau și spuneau prin ce au trecut și celelalte mame începeau să răspundă și să se crea o compasiune extraordinară și de-a lungul timpului puteau să se întoarcă, să vadă evoluția emoțională, felul în care se vindecau. Scrisul face lucrul ăsta. Și efectiv și eu, după ce am scris povestea,
Scuze-mă că stau acum pe spate. Nu vreau să mă împarte, dar vreau să fac cu spatele. După ce mi-am scris povestea, mi-a luat cam o lună de zile să mă scriu pe chat. Pentru că nu puteam. Scriam urând, ajungeam pe zile, mai scriam jumătate de pagină, mai plângeam încă două zile. Foarte, foarte greu a fost să retrăiesc prin ce am trecut. Și după ce am apărut, și am publicat-o. Este scrisă cu greșeli. Adică am citit o singură dată. Am publicat-o în 2008 pe site-ul meu. Și de atunci am avut, o singură dată am avut curajul să o mai citesc, acum câțiva ani doar. Și am constatat câte greșeli sunt și zic, aoleu, de cam nu mă fac de râs, m-am făcut de râs. Dar mi-am dat seama cât de departe am ajuns. Și scrisul are această calitate. Mai faci ceva scrisul, iată-mă că te întrerup, te obligă să fii onest. Da. Te obligă să fii sincer și te obligă să spui lucrurile pe față. Da. Pentru că la un moment dat te vei întoarce la ele și atunci primul care s-a pune întrebări o să fii tu, cum ai fost tu când ți-ai recitit povestea. Da. Și asta e un exercițiu de onestitate și de căutare. Eu am încercat să scriu jurnal când eram cu ștancă, dar tot mâna mea a fost teamă că dacă de cineva de el. Găsești că nu face de cineva. N-am să zis, din cauza asta n-am zis. Dar eu simt când scriu mamelor, când le răspund sau chiar și pe Facebook, când am putut postare de asta așa de corazon și mă duc acolo în mine, îmi dau seama cât de bine îmi face. Și nu numai că îmi face mie bine, dar primesc mesaje. Ah, ce bine mi-a picat mesajul ăsta, parcă la momentul potrivit. Și da, scrisul, nu puteți acum, vă luați o agendă. Un pic care să scrie bine. Și da, scrisul este undeva e foarte bună. Da. Ele, ca să răspund și la întrebare, persoanele care mi-au acordat interviuri și-au dorit să scrie, dar noi ne-am cunoscut după aceste dorințe sau după punerea în practică a dorinței de a scrie. Poate și că am rezonat la un anumit nivel și că ne intersectăm cu oameni, mă rog, de o vibrație, de o energie, de o dorință anume. Cred că noi știm instinctiv ce să facem ca să ne urmăm procesul de vindecare. Și pe mine m-a ajutat foarte mult scrisul, atât scrisul despre alții, poveștile lor, pentru că într-un fel sau altul era și posibilitatea ca eu să respir fără să vorbesc în nume propriu, dar eu știam, cât și scrisul despre mine. S-a vorbit despre mine și despre ale mele cu o persoană față de care, să zicem așa, nu eram poate pregătită. Și apropo de ce spunea Liliana, că scrisul practic te readuce la esență, la momentul de pornire și de onestitate, eu vorbesc foarte mult despre proiect, despre ce fac eu, despre persoane cu care mă ocup și lucrez și așa mai departe, dar tot prin scris, când mi-a pus cineva întrebarea care e povestea ta, mi-am amintit că povestea mea e că părinții mei sunt alcoolici, fac proces de recuperare din când în când, că mama abia după foarte mulți ani, recent a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate și pe fond depresiv, după ce noi toți din casă trăisem iadul pe pământ, fiindcă acum era bine, acum nu era bine, acum era ea, acum nu mai știai cu cine vorbești și când mergea la medic era ea și era bine și toată lumea nu zicea că n-are nimic și tu te întorceai acasă și îți venea să nu mai intri. Și mi-am amintit că de acolo am plecat și mi-am amintit că toată viața am încercat să-i salvez și mi-am pus cumva viața mea pe pauză și am făcut tot felul de lucruri pentru ei și creșteau dezamăgirile și frustrările și speranțele și era un întreg proces toxic de victimizare, persecutare și tot felul. Dar în același timp am înțeles dinamica copiilor de părinți alcoolici, am înțeles dinamica părinților alcoolici care sunt copii de părinți alcoolici și așa mai departe. Am înțeles cum funcționează relațiile acestea, dependența de persoane, dependența de a-i salva și toate chestiile, astfel încât și eu trecând la rândul meu prin grupuri de suport și prin terapie, să pot să ajung să vorbesc despre
povestea asta abia de anul acesta. Deci după ce am început eu proiectul și au început oamenii să mă întrebe, da, tu ne întrebi pe noi, de asta este noi și noi pe tine la întrebări. Și pentru prima dată am realizat că eu n-am fost întrebată niciodată despre lucrurile acestea sau n-am putut să vorbesc decât cu persoane foarte apropiate și că habar n-aveam cum să... Eu mereu pun întrebările, adică despre ce vorbim, să mă întrebe cineva pe mine era partea a doua. Și nu mă gândisem, dar se pare să mă descurc aici. Cred că am învățat din toată experiența asta foarte mult, astfel încât atunci când lucrez cu persoane care au trecut prin experiența aceasta, să înțeleg atât prin prea multe cuvinte, emoțiile, stările prin care trec, de ce au anumite gânduri, de ce au anumite porniri nesănătoase și să pot să-i ajut. Și în același timp să pot să învăț să îmi iubesc părinții dincolo de așteptările mele ca ei să fie oameni sănătoși sau vindecați și să-mi dea mie ce am eu nevoie ca și copil. Și să-i văd ca oameni separați care trec prin ale lor și care poate și-ar dori și ei să fie mai bine, dar nu le iese uneori sau alteori le iese și avem momente fericite. Și să las viața să-și spună povestea în sufletul fiecăruia dintre noi. Pentru că nu sunt eu Dumnezeu și chiar dacă aș vrea să fac un bine, cu forța nu faceți că nu merge. Dar vorbiți despre ale voastre că atunci așa ia altul binele din asta și scrieți. Scrieți pe orice, pentru că atât emoțional ne ajută, cât și chimic. Se descarcă foarte multe substanțe în noi, atât care contracarează cortizolul, hormonul stresului, da, deci oxitocina, când dăm afară și ne simțim eliberați, contracarează hormonul stresului și odată ieșite mesajele în afara noastră pe hârtie, eventual rupte și aruncate, ca și cum le desprindem de la noi. Da, și scade colesterolul. E voilà. Și mă place să da. Trebuie să scrie ca să scade colesterolul. Da. Apropo de scris... De-aia sunt așa slabă. Metodă care... Și eu. Care este foarte bună și funcționează, sunt scrisorile de iertare. Da. Scrisorile de iertare către tine însuți, să te ierți pentru tot ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce ar fi trebuit să faci și așa mai departe. Și mai ales către cei care crezi că te-au rănit și te-au făcut rău. Au o putere fantastică. Au o putere fantastică și îți trebuie forță să faci lucrul ăsta. Și poate să-l voi așa la urmă de zile când scrieți o scrisoare. Dar faceți exercițiul ăsta. Începeți cu voi, uitați în oglindă. Știți ce spune Marfi? Că cel mai greu lucru este să-ți dai singurul picior în fund. Chiar imposibil. Da. Deci greu e să ceară. Deci iertarea este primul pas. Primul pas către vindecare. Care este și cel mai greu. Da, și dacă spuneți că la început că este ușor, am iertat. Dacă vă duceți înapoi la acel moment sau la acea persoană care va înveni chiar cum să iertă, nu mai spatele, așa, scuze, în clipa în care vă duceți în spate acolo și crezând că totul e ok, gata, ați făcut pace, stați mâna, da, figurativ vorbind, dar este o emoție acolo, înseamnă că nu e. Înseamnă că nu s-a rezolvat. Dacă apare, dacă încă în continuare este o emoție negativă, vă tulbură foarte tare, înseamnă că nu s-a rezolvat problema. Și trebuie lucrat. Este o muncă... Ca la săpături. Foarte gata. Merită. Păi că... forăm cursuri de mică și de mare adică. Da? Nu. Și pe măsură ce... ierți și lași în urmă lucrurile care te-au... Pentru că noi, practic, dacă ne agățăm de lucrurile care ne dor, ne sabotăm singuri. Nu putem să ne bucurăm de viața noastră de acum, pentru că suntem ancorați în trecut. Și pentru că suntem ancorați în trecut, nu ne trăim nici momentul ăsta și ne pierdem și viitorul. Pentru că, practic, îl consumăm gândindu-ne la ce a fost și suferim ca proști. Să nu ne-ar plăcea să știți, a pus cineva la un moment dat întrebarea dacă ne-ar face din aia lobotomie temporală să ne ia, să da partea din creier cu care mai simțim emoțiile, dacă ne-ar alege asta. Și niciun pacient care suferea cu emoții intense n-a răspuns da, pentru că practic ar fi o viață, n-ai mai avea niciun... sens, fără bucurie, fără frică, fără... ne țin în viață. Da, și sensul ăsta este da, asta. Da, n-ar avea sens. Căutați sensul atunci ce mi se întâmplă.
rog frumos să căutați darul din tot ce mi se întâmplă, mai ales în ce este rău. Acolo totdeauna este un bine. Întotdeauna. Chiar dacă nu pare. În clipa în care încep să setezi mintea, tot este o chestiune de percepție și de felul în care te poziționezi, da? Ai o problemă, dacă o vezi așa, apare într-un fel. Dacă te duci așa, începe să pară, stai că este, nu? Stai, dar trebuie să vezi problema din mai multe unghiuri. Și atunci lucrurile încep să se schimbe și încep să apară și soluțiile, cumva. Încep să vezi alte lucruri. Deci, dacă nu puteți schimba o problemă, schimbați modul în care percepeți acea problemă. Atunci deja se începe să fie mai ușor. Și se schimbă și felul în care vă percep ceilalți. Că nu e voie să le trimiteți scrisorile sau ceva, dar vă spun că odată comunicând cu voi despre lucrurile acestea, mesajul se duce mai departe non-verbal. Adică și clar, următoarea dată când veți întâlni cu voi sau cu alții. Și încă ceva de care acum v-a spus că multe deci. Dar știți vocea aia interioară? Nu știu să le nimic. Iar n-ai făcut aia. Dacă ne criticăm, ne facem praful, suntem noi, ne facem, suntem proști, suntem în stare, nu suntem... Când vorbiți cu altcineva, cu prietenul cel mai bun, cu corect, ce din jur ați fi în stare să le spuneți așa cum vă vorbiți? Vă un și vă. Nu, dar știți ce să spun? Sunteți mai plânți este cu ceilalți. Este... Încercați să le spuneți lucrurile ca să nu-i rănească. Faceți la fel și cu voi. Fiți mai blânți, iubiți-vă, iertați-vă. Și o să vedeți că viața începe să facă mai bine. Și cu cât o să aveți, cu cât o să câștigați abilitatea de a face aceste lucruri, o să fie mai ușor să depășiți momentele și, repet, când este ceva rău, căutați sensul, căutați partea bună, căutați să vedeți din altă perspectivă, cu blândețe, cu răbdare și cu credință. Nu trebuie să-mi spus. Da. Scuze, nu, spuneam că totuși secretul succesului, să spun că trebuie să fii procurorul, că nu a avocat într-o viață. Da. Și nu trebuie să te ajute ceva. Dacă îți găsești tot timpul scuze și te cocoloșești și stai în acel confort personal, n-ai șansă de păzești. Vă mulțumesc. Da, exact asta am spus, băi, dumneavoastră, că îmi zile trebuie să fie și mai. Am avut ședință cu părinții, nu s-o atât de mult cu mașina, așa ca o paranteză, dar totdeauna, sau în ultima perioadă când trăiesc cel mai măricele, am spus să depășești zona de confort. Dacă vrei să evoluezi, trebuie să depășești zona de confort și să ai curaj. Da. Plus că este vorba care este foarte adevărată, Dumnezeu nu-i stă mai mult decât conduce. Nu-i stă mai mult decât conduce. I-am evoluat, știți cum, făcând oamenii să plângă. A întrebat prietena Lilianei și Andreana. Așa e, la sfârșitul... Este cel mai ieftin medicament. Da. Este cel mai ieftin medicament și cel mai la îndemână. Oricum. Să nu vă fie frică să plângeți. Să nu vă fie rușine să plângeți. M-a întrebat la sfârșitul lansării de la Iași, cum te simți pe cei căutați sau oameni să plângă? Pot să spun că bine, fără să pară ciudată? Da, am fost o atmosferă fantastică. Așa aici, dar pe că am simțit emoția și m-am bucurat foarte mult. Bine, acolo am fost și mai mulți, dar... Da. Și era prima... Și era prima interacțiune, da. Dacă mai sunt întrebări... Dacă nu, ne oprim și trecem la sesiunea cu autografii, cine dorește, sau la fotografii. Și vă mulțumim tare, tare, cum că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Cristina, foarte mult pentru găzduire, pentru proiectul frumos pe care l-a dezvoltat aici pentru Artera și pentru că a citit cartea și a descris foarte frumos proiectul în câteva cuvinte pe site, pe Facebook, pe în cadrul evenimentului și pentru că ne-a dus împreună. Mulțumesc!